înghețată cu iaurt și cu miere de albine. Bună ziua și bine ați venit! Eu sunt Camelia și astăzi facem înghețată. Înghețată de iaurt. Aici avem iaurt, jumătate de kilogram. Eu am să fac în mașina de înghețată, o și avem aici. Pentru înghețata noastră vom avea nevoie de 20 de grame de unt, 150 de lapte, eu l-am împărțit 150, 10 grame de amidon, 500 de iaurt și miere de albine. O să punem 2 linguri pline de miere de albine. Aici avem coșuri sau în păhăruțe, în ce dorim să... Aici avem mașina de înghețată. O să o deschidem imediat și să răcim și să facem înghețată. Și acum, bună ziua și bine ați venit! Începem! Deci, pentru înghețata noastră, o să începem cu o crăticioară, unde o să punem untul. Îl punem așa aici. Cu 100 de lapte. Și punem pe foc. Este o înghețată simplă, 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 simplă. În restul de lapte, 50, vom adăuga amidonul și vom amesteca. Punem amidonul și amestecăm. Așteptăm să se topească untul. Vom pune amidonul cu laptele peste untul cu laptele fierbinte și vom amesteca pe foc până se îngroașă. Apoi o să lăsăm între la răcit. Vom uni iaurtul nostru cu miere de albine și voi pune 2 linguri pline. Am să vă spun și cât este. Așa. Deci voi pune 2 linguri pline. De miere. A mea este zaharisită. Așa. Aici avem o lingură. Deci are circa 50-60 de miere. Deci cam 120 de miere voi pune. Așa. 110 și cu ce aveam pe lingură, 120. Și amestecăm. Amestecăm așa încet. Voi da puțin deoparte. Și ia uitați, untul nostru s-a topit. Acum voi adăuga amidonul peste. Și amestecăm așa bine. Punem pe foc și până se îngroașă. Deci o să obținem o smântână groasă, groasă. Transferăm într-un vas. Acoperim cu peliculă. Vedeți, eu am pus ca să se și răcească. Și lăsăm la răcit. Și acesta este rezultatul. Vedeți? Așa. Aici amestecăm iaurtul cu mierea. Aici avem compoziția noastră de amidon cu lapte și cu unt și o amestecăm puțin și o transferăm în vasul nostru cu iaurt.
le punem așa pe toate aici și le amestecăm pe toate. Și acum amestecăm totul. Eu am să-mi dau drumul și la aparatul meu de înghețată să se răcească. Să sperăm că nu se aude așa de tare. Și între timp noi amestecăm aici. Putem și gusta să vedem dacă este destul de dulce. Și dacă vi se pare că nu este prea dulce, adăugați zahăr pudră. După gust. Și acum vom lua această compoziție și o punem în mașina de înghețată. Am să apropii puțin camera să și vedeți după ce pun înghețata în vas, aici, în mașina de înghețată. Așa. Voi porni și paleta și am să pun circa 20 de minute. Să vă arăt cum este în interior aici, să mă duc cu camera încet, 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 încet. Vedeți? Și imediat punem. Așa. Cine nu are mașină de înghețată, pune direct într-un vas. La congelator și la interval de oră amestecă să nu se creeze cele cristale de gheață. Și ia să mergem să vedeți cum arată aici. Ia uitați. Și lăsăm să se facă. Ia să mergem aproape. Ia uitați. Vedeți? Așa. Este aproape gata. O mai lăsăm puțin. Între timp să-mi pregătesc un vas. Eu l-am pus deja la congelator să fie rece, ca să nu se topească. Aici și închidem. Un vas care a stat la rece. Și acum să scoatem înghețata din vasul nostru. Vedeți ce bine arată înghețata de iaurt? Ne mișcăm repede. Și se topea. Voi lua puțin și voi pune în cupă. Uitați. Un deliciu. Înghețată cu iaurt și cu miere de albine. Și dacă dorim, putem pune și puțină miere pe deasupra. Luăm așa din... Ia uitați. Un deliciu. Să încercați. Să încercați să vedeți cât este de bună. Ia uitați. Un deliciu. Vedeți cât este de cremoasă? Acum o dau imediat la... Ia uitați. Să încercați să vedeți că este un deliciu. Un deliciu. Uitați cum arată. Înghețată din iaurt. Acum... Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Voi publica și pe canalul meu de YouTube Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, așa se numește canalul meu.
această rețetă și sper să încercați înghețata de iaurt cu miere de albine și budinca de chia și mâine facem înghețata de pepene galben, banane și pepene roșu, banane. Un deliciu! Multă sănătate! Dăm la frigider că se topește! Pupici! La revedere!